și în această după masă ne-a binecuvântat cu harul său. Vă rog să ocupați loc. Doresc să citesc un verset din cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 15, versetul 27, un verset foarte bine cunoscut, cuvinte spuse de Domnul Iisus Hristos înainte să se înalțe la cer. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Uitându-ne în jurul nostru la vremurile de criză prin care trăim, uitându-ne în jurul nostru la schimbările care au parte în Europa, în țara noastră, în România, la nivel mondial, uitându-ne în jurul nostru la popoarele care mai că nu pornesc un război între ele, și când spun lucrul acesta știți foarte bine de ceea ce spun, și anume situația dramatică, drastică în care se află Ucraina, Rusia, America, NATO, Uniunea Europeană, ne putem da seama că pacea creată de lume, pacea pe care se bazează lumea, eșuează și a eșuat. Uitându-ne în jurul nostru la căsătoriile distribuite de mass media și la relațiile care încearcă să ni le arate societatea, ne dăm seama că acele căsătorii bazate nu pe o iubire, nu pe o dragoste adevărată, ci pe interes, ne dăm seama că eșuează și ne dăm seama că pacea creată de oameni, pacea creată de omenire, pacea creată de societate, este destinată eșuării. Și în acest context vine cuvântul lui Dumnezeu în această vreme, într-o vreme în care trebuie să recunoaștem, mulți dintre noi ne temem, mulți dintre noi nu știm ce se va întâmpla. Noi așa, uitându-ne în Austria, dacă ne uităm, foarte mulți români, de frica vaccinării obligatorii, și exemplele pot continua, se întorc acasă. Foarte multe familii nu mai au pace, nu mai au siguranță, deoarece nu știu cum să-și rezolve actele, nu știu cum să facă să-și rezolve viza ca să rămână în continuare în această țară, ca să rămână în continuare în acea țară. Și totuși în acest context, cuvântul lui Dumnezeu în această dupămasă, Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, un verset foarte actual pentru vremea în care trăim, cuvântul lui Dumnezeu spune: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ne stăm în față o rugăciune și în această rugăciune aș dori să ne rugăm pentru pacea lui Dumnezeu. Aș dori să ne rugăm pentru pacea care vine din mâna lui Dumnezeu, care vine din partea lui Dumnezeu. Și doresc să specific foarte bine lucrul acesta, deoarece trebuie să recunoaștem, așa cum am spus, că societatea creează și ne oferă o pace și Dumnezeu ne oferă o pace. Și chiar dacă mulți oameni au o liniște, au o pace în inima lor, acea pace nu vine din mâna lui Dumnezeu, acea pace nu este din partea lui Dumnezeu. Deoarece, vedeți dumneavoastră, pacea lui Dumnezeu îți oferă puterea aceea de a trăi în liniște atunci când cei din jur se tulbură. Pacea lui Dumnezeu îți oferă acea siguranță că totul va fi bine, chiar și atunci când tu nu mai ești în controlul acelei situații. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exod, capitolul 14, de la versetul 8 la 14, și doresc să citesc acest verset. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise:
Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca rob egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca rob egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în acest text că după ce Dumnezeu a eliberat pe poporul Israel din Egipt, după ce Dumnezeu a intervenit față de poporul Israel și și-a arătat mila față de acest popor și a arătat puterea față de acest popor și față de faraon, față de egipteni, spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Dumnezeu a eliberat acest popor, poporul Israel se află în față cu o încercare și această încercare era Marea Roșie. Și dintr-o dată poporul Israel se află în fața Mării Roșii, își dau seama că nu mai pot să treacă și uitându-se în spate își dau seama că dușmanii lor care caută să vină să-i omoare se apropiau tot mai tare. Și în fața acestei încercări, deși poporul acesta a văzut brațul lui Dumnezeu, a văzut intervenția lui Dumnezeu, a văzut că Dumnezeul poporului Israel este mai puternic, mai tare decât dumnezeii străini la care se închinau poporul din Egipt, deși au văzut intervenția acestui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că copiii lui Israel s-au înspăimântat, au început să cârtească înaintea lui Dumnezeu, au început să cârtească înaintea lui Moise. Atât a durat pacea pe care o avea poporul lui Israel în inimă. Până au dat din nou de o nouă încercare, până când s-au aflat din nou la o strâmtorare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în acest context Moise este un om care are încredere în Dumnezeu. În acest context, Moise vine în fața poporului și spune, Domnul se va lupta pentru voi, stați liniștiți. Haideți acum să ne uităm la viața noastră și să ne facem o cercetare. Avem noi pace în inimă? Sau mai bine spus, cum este pacea pe care noi o avem în inima noastră? Tinerii să-și pună această întrebare. Cum este pacea voastră din inima voastră atunci când vă aflați în fața unui examen? Părinții pot să-și pună această întrebare. Cum este pacea pe care o aveți în inimă atunci când rămâneți fără loc de muncă? Atunci când nu mai știți ce să faceți? Atunci când aveți promisiuni din partea lui Dumnezeu și totuși planurile se dau peste cap, totuși rămâneți fără acte, totuși rămâneți fără loc de muncă, totuși nu biruiți acea încercare. Ne stăm în față o rugăciune și, așa cum am spus în această rugăciune, în prima parte doresc să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem slăbiciunea noastră. Să recunoaștem că suntem slabi, suntem păcătoși, și să recunoaștem că oricât de mult ne-am dat interesul, oricât de mult ne-am luptat, noi n-am reușit niciodată să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și noi n-am reușit niciodată să avem pace în inima noastră. În a doua parte acestei rugăciuni vă invit ca să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem pacea Lui în inima noastră. Pacea lui Dumnezeu, pacea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, pacea care revine prin puterea Duhului Sfânt și nu pacea pe care ne-o poate oferi o mașină, un loc de muncă, o casă sau o avere. Pentru că și aceste lucruri trecătoare, trebuie să recunoaștem, ne oferă o anumită pace. Și foarte bine că ne oferă o anumită pace. Însă, atunci când aceste lucruri trecătoare, o mașină, o casă, un loc de muncă, o avere, un job mai bine plătit, ne oferă o pace mai mare decât prezența lui Dumnezeu, înseamnă că noi, în inima noastră, în viața noastră, nu ne bazăm, nu avem pacea lui Dumnezeu, ci avem pacea lumii acestea. Vă rog să vă ridicați în picioare și așa cum am spus, ne rugăm pentru pacea lui Dumnezeu, pacea pe care o poate da Dumnezeu în inima noastră, în sufletul nostru. Amin.